La ce să ne așteptăm pentru anul 2023? Oamenii sunt sceptici și temători, chiar pentru că noi tot timpul avem contact cu oamenii, vorbim cu ei și ne spun că le este teamă că se vor scumpi și mai mult, mai ales produsele alimentare, pentru că oamenii consumă și cu asta trăim. Deci, inflația nu poate să dispară de la un an la altul. Cel mai probabil vom avea o inflație între 10 și 12% anul viitor. Dacă ne uităm, prețurile la gaz deja au scăzut masiv, avem și o iarnă care ne ajută, plus rezervoarele sunt pline, plus s-au construit deja un terminal de GPL, de GNL în Germania, se construiește în Croația deja. Europa s-a adaptat foarte repede la faptul că nu mai importă resurse de tip gaz sau petrol din Rusia. Sigur că a fost un șoc mai întâi pentru că a dispărut o mare parte din ofertă brusc, dar acum vedem că piețele s-au adaptat și pentru că s-au adaptat și prețurile au scăzut. Deci tot ce înseamnă parte de inflație generată de energie începe să dispară. Excesul de lichiditate și acela începe să dispară. Avem încă inflația generată de China și de partea de materii prime, care și ea probabil în timp, pe măsură ce se reașează lanțurile de aprovizionare, va dispărea. Însă evaluarea tuturor experților și a mea este că anul viitor vom fi în 10-12% și peste 2 ani ne vom duce spre 5-7%. Deci încă un an o să fie o inflație cu două cifre. Însă și anul viitor avem niște semnale economice pozitive, respectiv trebuie să închidem toate programele operaționale din 2014-2021, deci sunt câteva miliarde bune, 6-7 miliarde de euro, care vor fi date pe granturi, pe vouchere, pe firme, susținere pentru firme, deci pe partea de fondul trecut. S-a operaționalizat fondul de modernizare și implicit o să fie investiții pe zona aceasta de energie. Încep fondurile structurale noi, iarăși companiile multinaționale vor continua să investească în România tocmai pentru că acelelalte piețe rămân blocate, deci probabil că vom vedea niște investiții foarte serioase în România și anul viitor. Deci vom avea fluxuri de investiții de mai multe feluri publice, private și așa mai departe, de aproximativ 7-8-10% din PIB, ceea ce este o cifră foarte mare, ținând cont de PIB-ul României, și asta ne va ajuta cumva să trecem mai ușor prin criza care cumva se anunță. Avem un noroc geografic și geopolitic și asta ne ajută, să zicem așa, istoric. Deci probabil că vom avea o creștere în jur de 3% și anul viitor, o creștere reală cu o inflație de 10-12%. Se încearcă susținerea categoriilor vulnerabile prin creșterea pensiilor, prin vouchere pentru energie, prin tot felul de scheme de ajutor de stat, tocmai ca să treacă mai repede oamenii în această perioadă, însă trebuie să înțelegem că este o perioadă extraordinară generată de războiul pe care l-avem la graniță. Deși în România nu-l trăim cu excepția faptului că avem imigranți ucrainieni, realitatea este că la câteva sute de kilometri de Constanța se trage cu rachete, se trage cu tot felul de arme, ceea ce este o nenorocire și implicit afectează și activitatea economică din toată regiunea.